Unde dansează moldovenii, acolo pământul geme. Este vorba strămoșilor noștri, care este în inimile locuitorilor satului Carabetovca. Recent, ei au sărbătorit jubileul de 40 de ani al colectivului de dans popular Mărunțica, ce este mândria sătenilor. Aproape toți carabețenii dansează dansuri populare din copilărie. Semința acestei dragoste față de folclor a sădit-o Ion Răcile, întemeitorul colectivului de dans Mărunțica. El a fost coreograf ani la rând și până în prezent învață multe generații de dansatori. Colectivul de dans Mărunțica a fost înființat în anul 1982 și am lucrat ani de-a rândul până în prezent. Când îmi făceam studiile la Institut Pedagogic Ion Creangă, Facultatea de Educație Fizică, am participat la un colectiv, pentru cele mai bune colective din Chișinău, colectivul Alunielu. Pe atunci se numea Alunielu, acum e Hora. Pe vremuri, Ion Răcile și-a început activitatea de dansator în colectivul de dans Hora, fondat de Ion Bazatin. El a fost un mare coreograf și etnofolclorist de dansuri populare din Republica Moldova. Și nu fără ajutorul, dar marele ajutor al lui Ion Bazatin, conducătorul nostru, regretatul Ion Bazatin, zic. El vinea aici și zi și noaptea era aici, vinea și lucra cu colectivul. Și toate dansurile practic al lui Ion Bazatin se dansează aici. Noi cu mare plăcere, azi 40 de ani are ansamblu și noi am venit cu mare plăcere să participăm și noi. În Cimișlia a început activitatea, pe urmă a fost invitat în ansamblu Joc, la care mulți ani a fost membru ansamblului Joc, un dansator de excepție. Maestru Ion Bazatin a montat peste 30 de dansuri populare, cum ar fi Brâul, Horaca la Cimișlia, Țărăneasca, Bulgăreasca de la Căsăuți, Doiul și Șapte Pași. Moștenirea sa coreografică s-a răspândit pe teritoriul întregii țări, unde dansează până în prezent discipolii săi de la mic la mare, fără ca vârsta să fie un obstacol. Maria și Ecaterina ambele sunt membre ale acestui colectiv de dans. Eu am fost printre primii dansatori în anii 80, printre primii, adică eram în jur de 40, de diferite dansuri, tineri, am călătorit datorită dansurilor, noi am călătorit foarte mult și am cunoscut toată Moldova. Pentru mine dansul înseamnă a transmite spectatorului frumusețea mișcărilor, strigăturilor care ne-au fost transmiți de la neamul nostru. Când dansez eu mă relaxez într-un fel, primesc o foarte mare plăcere și mai ales când spectatorul mă aplaudă. Ecaterina este nu doar membra colectivului de dans Mărunțica, dar și membra familiei de dansatori Răcile. Păi toată familia dansăm, eu sunt Nora la Ion Răcile și dansăm tot, și că așteptăm și băiețelul să danseze. Cred că asta e o continuitate, să transmitem și dans și cântic la copiii noștri și la discipoli care avem. În această zi au demonstrat maestria dansului popular colectivele de dans din Cimișlia, Cantemir, Ucraina și Chișinău. Pentru noi e acasă, e foarte frumos, lumea la noi este foarte primitoare, foarte sufletistă și noi simțim așa o căldură mi se transmite din sală așa o căldură când nici nu știu cum să spun în cuvinte. Da. Am prezentat în gândul meu un dans moldovenească, mai avem încă unul, Chilandra, și o colegă de-a noastră trebuie să cânte, dar noi din urmă trebuie să dansăm. Dată am văzut dansatorii din Cimișlia cu un dans care m-a frapat. Niciodată n-am văzut așa fel de dans, încă și denumire interesantă, șchiopăita. Încă așa ceva n-am văzut niciodată. Și am privit cu mare atenție să văd unii chestii de șchiopăită. Acest eveniment a fost finanțat de Consiliul Raional Basarabeasca și Primăria Satului Carabetovca. În viziunea mea, acest eveniment are o importanță deosebită nu numai pentru satul Carabetovca, dar pentru întreaga regiune, pentru că astăzi, practic, cele mai adânci rădăcini ce își ține de dansul popular vin anume de la Carabetovca, anume noi avem acești specialiști, acești oameni care cu mare drag și sfințenie transmit tinerilor generații ceea ce au învățat de la bătrâni, ceea ce au învățat de la coreografi. Mărunțica este cunoscută nu doar în raionul nostru, dar și în întreaga țară, fiind colectivul de dansuri cu titlu model. El a fost și primul colectiv de dans de la sat cu titlu norodnic.